Având privilegiul să fac parte dintr-un popor de oameni care găsește motiv de sărbătoare în absolut orice situație, fie că e veselă, fie că e tristă, astăzi am găsit un motiv de sărbătoare nou, că tot sunt anunțate 1333 de grade afară. Așadar, azi sărbătorim canicula. Nicio sărbătoare a caniculei. Este de fapt o campanie de responsabilitate socială inițiată de către instituțiile publice din Călăraș, în speță Primăria Municipiului Călăraș și Consiliul Județean Călăraș, prin care să educe oamenii în sensul că ce ar trebui să facă în perioada de caniculă. Ce o să facem astăzi? Este să mergem pe stradă și să le oferim oamenilor apă și să învățăm cât de importantă este hidratarea și cât de important este să stea la umbră în perioadele de top, de căldură, ca să zic așa. Și haideți să vedem ce este. Alexandru, ce trebuie să facem când e caniculă? Make love. Ha? Make love, transpiri! Asta e, scăpăm de calorii. Urma să te întreb ce trebuie să facem în perioada de caniculă. Să stăm în casă. Doamne ajută! Și să dăm apă la lume pe stradă. Păi ori stăm în casă, ori dăm apă la lume pe stradă, nu? Lume. Se contrazic și zic că femeile se contrazic. Indicat ar fi să stăm în casă. A, dar? Dar profitând de perioada caniculară, am ieșit pe stradă să oferim o sticlă de apă oamenilor că... care se află afară. Mamă, ia uite, asta pentru că lucrăm într-o instituție publică și avem campania asta de responsabilitate socială, așa e. În zilele astea de caniculă este să stați în casă, să vă feriți de arșița asta de afară, să mâncați fructe, să beți foarte multă apă pentru hidratare corespunzătoare, să nu mâncați zahăr, să nu beți acid și să evitați pe cât posibil să ieșiți afară. Mai ales între orele 12 și 20 când sunt anunțate 1333 de grade. Așa am învățat, așa spunem oamenilor pe stradă. Și avem grijă să îi hidratăm corespunzător. Da, dar de fapt, unii se hidratează, alții, uite ce fac. Plajă, nu? Ia să vă arăt și eu. Întotdeauna e bine să faci o faptă bună și astăzi Consiliul Județean împreună cu grupul tinerilor cu inițiativă au organizat această acțiune. Am oferit câte o sticlă cu apă rece cetățenilor călărășeni în diferite zone ale Călărașului. Stați în casă, este foarte cald, aveți grijă de voi.